Bună seara, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la o nouă emisiune, Dor Călător. Dragii mei, în această seară minunată de primăvară, chiar foarte frumos a fost azi și ieri, de la 1 martie deja a început Dumnezeu să țină cu noi. Înainte de a începe emisiunea, vreau să urez tuturor domnișoarelor și doamnelor tot binele din lume. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate și să faceți copii mulți și frumoși, să mărim populația României, pentru că suntem deficitari la acest capitol. Dragii mei, în această seară am adus în fața dumneavoastră trei minunate flori, pentru că este luna cadourilor. E luna cadourilor și noi am vrut să vă facem un cadou tuturor doamnelor și domnișoarelor cu câteva melodii minunate interpretate de aceste minunate flori ale cântecului popular românesc. Deci avem pe doamna profesoară și cele două minunate eleve. Bună seara, Cristina, bine ai venit! Bună, Belger! Bună seara, bine te-am regăsit! Bună seara, dragii telespectatori, și un călduros la mulți ani doamnelor, domnișoarelor, să fiți frumoase ca primăvara și tot ce e mai bun și mai frumos să vi se îndeplinească. Am văzut acolo la mărțișoare, eu personal, sincer, dezagrez ce s-a întâmplat acolo cu acel individ sau acea doamnă care a făcut niște mărțișoare pentru cea mai bună amantă. Păi asta promovăm noi în societate. Sincer. Eu n-am văzut. Sună și oribil în primul rând și iubită e altceva, dar amant, e, sună grețos așa, aiurea, nu știu. Nu-mi place absolut deloc. În sfârșit, Cristina, ce mai faci? Cristina, pe unde mi-ai fost cu elevii tăi? Deocamdată nu am fost eu, au fost elevele mele, da, la concursuri, au obținut o grămadă de premii. O să le las pe ele să spună atunci când... Băbăciunea asta mică, câte premii a luat? Păi săptămâna trecută a luat vreo 4. 4 premii? 5. 5 premii? Da, am concurat la 5 secțiuni. Hai măi, lasă! De la coasă? La prășit? Nu. La copăit? Și la ce? Și la arat. Și la arat. Nu, am participat la prima festivalul. Prima dată spui cum te numești. Mă numesc Canuța Elena Mădălina. Așa? Și nu zâmbi când spui numele. Ia uite bă, frate, o dau afară din emisiune. Am obținut cele 5 premii la concursul de la Bacău. Se numește Dansând cu fulgii de zăpadă. Am obținut locul întâi la cântec pentru mama, locul doi la creație, locul întâi la instrumente, trofeul secțiunii la muzică populară și la idolul meu tot premiul întâi. Bravo, draga mea! Felicitări! Și câți bani ai primit pentru cele 5 premii? Niciunul. Canci? Nu, a cheltuit pe drum, pentru că aceste concursuri presupun și o susținere financiară din partea părinților. Nu, dar de ce numai părinții? De ce instituțiile nu susțin acești minunați copii? Pentru că tradiția trebuie păstrată, trebuie transmisă din generație în generație. Ei, uite, Palatul Copiilor îi susține prin faptul că școlarizarea, cursurile acolo sunt gratis. Da, foarte bine. Deci lumea mai vine și mai întreabă cât costă, dar la noi nu costă nimic. Iartă-mă o clipă. Alo! Să trăiască domnul Berger! Ia uite, neanicule, ce mai fai, neanicule? Inișiora, da. Deci după voce... Dar rămâna doamna Cristina Olteanu. E cu o fundabilă vocea. Și domnișoarele, că le-am și eu pe bună seara, Facebook. Bună seara. Neica al meu din Dănciulești. Domnul Berger, ce doresc eu la voastră? Toate melodiile din seara asta, da, să fie pentru familia mea, prietenii mei, da, pentru dumneavoastră, da, pentru toată regia, da,
și... Da? Auzi, nebastă mea. Ia auzi, cu mătra, cu mătra vulpe. La mulți ani, la mulți ani, doamnă, de 8 martie. Cadou trec eu pe acolo, văd de bun. Lasă, le dau eu, domnul, dă, îi dau eu cadou. Dă-i nealicu, dă-i la cadou, nealicule, să nu-l uite toată viața. Nealicule, am glumit, să nu cumva să... Știu, domnul Berger, m-a glumit. Doamna Cristina Olteanu cântă? Nu, a venit doar de poză. Am venit să primez mărțișoare. Da. O melodie îmi dau și o la noastră, dar pentru like-urile care vi le dau, o melodie pentru... Băi, bătână așa, bătânește. E, vedem care s-o potrivi în seara asta. Deci e prima dată când aud așa ceva. Pentru like-uri, mă rog. Da. Mulțumim. Nicolae, poate da, mă numesc. Da, știu, știu. 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 Mulțumim pentru seara like-uri. Seara asta, trei zonbergi, o seară pe, bună. Pentru like-a. Pe ce dorite. Bine, sănătate. Sănătate, mă. Așa. Să continuăm. Hai să continuăm cu Antonia, că și ea a luat premii. Antonia, da. Bună seara, Antonia. Bună seara, bine v-am găsit. Mă numesc bine Antonia Stoian. Da, Antonia, ce mai faci? Mulțumesc bine dumneavoastră. Eu am închis vacile și uite-am venit la emisiune. Da. Ia spune, ce premii ai luat tu acum? Am fost la un festival împreună cu Mădălina la festivalul Dansând cu Folci de Zăpadă. Am câștigat trofeul secțiunii de vârstă 14-15 ani. Am câștigat trofeul la secțiunea de instrumente. Am câștigat locul întâi la secțiunea... Oprește-te, că deja... Păi avem 5 împreună. Ah, deci... Am venit cu mașina plină. Deci voiați reprezenta județul Gorj, nu? Da, cum să nu. Felicitări, bravo. Vă mulțumim frumos. Bravo. Autoritățile v-au chemat, v-au felicitat. Trecem peste. Bravo. Bine, scumpele mele. Păi, pandurii mei. Hai să spun eu, o să aibă loc mâine pe insuliță un spectacol pentru cu ocazia zilei de 8 martie. De fapt, cu ocazia mărțișorului și a zilei de 8 martie, unde o să vină și presă și acolo o să vorbim și despre aceste premii și rezultate. Chiar vă rog, da. Da. Chiar vă rog, Cristina. Trebuia să pentru că merită nominalizate. O conferință de presă, dar ne-am gândit că dacă mâine toți suntem acolo și o să vină și presă, o să vorbim despre acest lucru. Iartă-mă, făceai o greșeală dacă făceai o conferință de presă, pentru că se îngrămădea prea multe televiziuni și prea multe ziare. Deloc. Deci nu interesează probabil ce e frumos, îi interesează doar ce e negativ. Deci negativul se vinde. Da, vreau să spun ceva. Eu chiar mi-am scos anumiți redactori la ziare din lista mea de prieteni pentru că au luat de pe pagina mea, din contul meu, chiar lucruri care nu mă reprezintă și... Adică dacă eu pun un citat de la altcineva că îmi place mie, au trebuit să mi-l pună în ziar și să primească comentarii cât se poate de negative la adresa mea. Da. Și atunci am zis că mai bine îi scot din listă ca să nu mai vadă ei pe acolo ce fac eu. Scoate-i! Eu deja am primit azi pe cineva. Da. Da. Hai să ascultăm Anuța cu două melodii. Anuța... și l-am luat sub ciopac, l-am pitolat.
de noroace nu pleca, de la mine te-ai lăsa. Nu mi te grăbi prea tare, lasă-mă ca să cresc mare. Stai noroace, stai pe loc, nu mi te voi lăsa deloc. Tu ești norocerul meu, măi, ce mi te-a dat Dumnezeu. Crește frumos câte un pic, n-avui grijă de nimic. Lăsta ruze face floare, of, eu de mică mă fac mare. Însă noroc ce l-am pus, de jos să-i pleca în sus. Stai noroace, nu pleca, de la mine te-ai lăsa. Nu mi te grăbi prea tare, lasă-mă ca să cresc mare. Stai noroace, stai pe loc, nu mi te-ai lăsa deloc. Tu ești norocerul meu, măi, ce mi te-a dat Dumnezeu. Fie bună, cresc frumos și mă mândresc, of, Doamne, ție-ți mulțumesc. La măicuța mea din plin și la tăicuțul meu bun. Stai noroace, nu pleca, de la mine te-ai lăsa. Nu mi te grăbi prea tare, lasă-mă ca să cresc mare. Stai noroace, stai pe loc, nu mi te-ai lăsa deloc. Tu ești norocelul meu, măi, ce mi te-a dat Dumnezeu. Ce se aude, măi, neicuță, joacă hora poieni. Hai, neicuță, și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Hai, neicuță, și noi doi, să jucăm ca pe la noi. Să jucăm hora pe loc, să nu ne lăsăm deloc. Țină hora de bătaie și nu lăsa să se moaie. Și la stânga și la dreapta nu lăsa să plece mata. O, una, și alte două, și alte trei să-i dăm bătăi. O, una, și alte două, și alte trei să-i dăm bătăi. Ei, ei, ei. Bacanul tenia să se ducă pomina. O, una, și alte două, și alte trei să-i dăm bătăi. O, una, și alte două, și alte trei să-i dăm bătăi. Ei, 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 au, o.
Deci altă dată să iei și microfonul cu tine. Când pleză cânt. Am o rugăminte la dumneavoastră. Nu mai sunați în timp ce cântă artistul, pentru că nu putem să vă răspundem. Colegii mei din regie nu pot să vă răspundă. Vă așa înjurați. Deci puteți suna când, în timp ce vorbim, puteți suna. Știu că nu puteți intra pentru că încercați de multe ori să prindeți. Iată că cineva a reușit. Alo? Alo, bună seara, domnul Belger. Bună seara, doamnă. Mioara Pârvulescu sunt. Da, doamnă Mioara, ați reușit. Dedic și eu toate cântecele domnișoarelor dumneavoastră pentru nurorile mele, că a fost 1 martie, să apropie o martie. Le doresc o primăvară frumoasă. Doamnă, dar de ce dumneavoastră aveți atâtea privilegii și noi bărbații ciuciu? Nimic. Ei, se apropie și de dumneavoastră, mucenicii, vă urăsc. Ni se apropie ștreangul, ce ni se apropie? Pentru vecinele mele, Inulescu, Utaș, pentru toate... Ai vrea să văd și eu prin oraș când ne țin fetele calea cu flori, poftiți! Să ne pup, omenește, adică să ne pupăm. Vizitai și-o Târgu Jiu, dar nici la mine nu ieși nima pe stradă cu flori. Nimeni? Nimeni. Nici cu mărăcini, doamnă? Poftim? Nici cu mărăcini? Nici cu mărăcini, nici. Sau ceva urzici, ceva? Le vă zic pe piață urzicile. Da? Da. Aș lua și eu, este adevărat, foarte bune. Dar... câinii ăștia, e o atracție urzica pentru câine, ce n-am văzut așa ceva. Nu, las că deocamdată mâncăm spanac. Da? Mâncăm spanac, e bun spanacul, domnul Berger. Da. E piața plină. Mă bucur că vă place. Pentru toate doamnele și domnișoarele urez o primăvară frumoasă. Da. Că dacă le dau nume, poate le uit. Așa pentru toate din Brăduleni. Bine, doamnă Mioara. Pentru dumneavoastră și întreaga regie și pentru soțul meu. Bine, doamnă Mioara. Să vă dăm în sănătate. Mulțumesc frumos. La revedere. Să rămâne. Bună, domnul Belger. Iată, vine un sol de pace. Așa, Cristinuș. Da, deci Madalina s-a nimerit să aibă un negativ. Și am fost așa pe fază. Mi-am dat microfonul că ea știe să cânte foarte bine live. Bianca, o știi pe Bianca Boștină, o fetiță foarte frumoasă, micuță, exact ca tine, vrea să vină la tine la școală să o înveți să cânte și pe ea. Mulțumesc că m-ai înțeles și promite indirect, pentru că dacă nu, păi stai, își face harakiri. Eu am o elevă Boștină. Este la noi. Este? Înseamnă că, dacă despre ea e vorba. Înseamnă că e clar. Da. E ok atunci. Este și e foarte talentată. Aaa. Dacă ea este. De la Bălcești. Nu știu de unde este. Bine, că taxul e foarte bogat, are garsonerie aceea în 9 mai. Da? Pe lângă liceu sportiv. Da. Așa. Vreau să fac și eu o dedicație. Te rog frumos. Pentru Eli, că mi-a scris înainte de emisiune că mă urmărește, pentru Eli, că mi-a făcut ieri sprâncenele așa frumoase. Cine, poliția? Eli Surcel. Fata, regina sprâncenelor din Târgu Jiu. Îi fac și reclamă. Și eu nu-i fac reclamație. Nu știu, tu știi. Deci, pentru tăticul meu, că se uită acum la emisiune, îl pup. Pentru toată familia mea. Da. Pentru finuța mea, Carina, că a fost ziua ei la mulți ani. Familia Peagu, familia Popescu, Rodica și Florin, cu tot neamul lor. Familia Drondoie, că îi iubesc foarte tare. Colegii mei de la Palatul Copilor și, nu în ultimul rând, pentru doamna director, Codruța Florescu. Ia uzi! La mulți ani de 8 martie! Păi, vă aștept cu flori să veniți de 8 martie, să-mi studio aici o grămadă de flori. După aia eu vin de doar la fiecare. Și pentru colegii mei din formație, pentru frații Băzăvan, pentru Robi, fiul meu, și pentru soțul meu, Cosmin. Așa, pentru că noi ne gândisem să-ți facem o surpriză și să venim să cântăm live, dar ei sunt în această seară în alt loc și cântă. Sunt fără mine. Sunt în străinătate, spre la Rubinari. Nu, sunt pe lângă gară. Pe lângă gară. Las că te duci și tu după emisiune. Mă duc, eu mă duc să dansez acolo. Pau bară acolo? Nu, bară, dar cântă muzică de dans. Da? Da. Pandurii mei. Da.
Au plecat să-și ia cât un serviciu. Cât un hamburger. Da. Deci... Altceva, stai să mai vorbesc eu atunci. Pe data de 5 aprilie vom avea concursul nostru Doină, Doină, Cântec Dulce, care se desfășoară între cluburi și Palatul Copiilor, între toate cluburile din județ, și unde o să aducem pe scenă cei mai talentați copii. Eu am 15, cred, și un grup vocal. Pe care 15? O să... Păi atâta poți să intre într-un concurs, pentru că mai sunt și la clubul de la Motru și de la Rovinar și de la Cărbunești și o să dureze o zi întreagă. După aceea, cei mai talentați cine vor merge jurizează? La... Cine jurizează? Păi or să fie profesor din cadrul Liceului de Muzică și Arte Plastice. Dar se respectă valoarea? Da, se respectă, sigur. Da, da. O să vin și o să verific să văd. Da, și... Dacă vreți să și filmați, e foarte bine. Și apoi cei mai talentați copii vor merge la concursul pe fir de baladă, care va avea loc pe data de 13-15 mai și se va desfășura aici la Târgu Jiu și este un concurs național. Foarte bine. Cristina, vreau să-ți auzim vocea ta minunată. Da. Sper să n-am negative. Nu, nu, cred că nu. Am trudit și cât am tras, se poate citi pe față lacrimile cât m-au ars. Am trecut prin multe în viață, am trudit și cât am tras, se poate citi pe față lacrimile cât m-au ars. N-am avut copilărie, am știut ce-i muncă grea, numai Dumnezeu mă știe cum am plâns la nimenea. N-am avut copilărie, am știut ce-i muncă grea, numai Dumnezeu mă știe cum am plâns la nimenea. Mă dureau așa de mult, pe nimenea să mă audă, lângă mine n-am avut. Mâinile de atâta trudă mă dureau așa de mult, pe nimenea să mă audă, lângă mine n-am avut. Mâncă bucata de pâine cu bărbia tremurând, gândind la ziua de mâine și m-am pomeneam plângând. Mâncă bucata de pâine cu bărbia tremurând, gândind la ziua de mâine și m-am pomeneam plângând. Loc de bună ziua-n lume, pe oriunde mi-am lăsat, mi-a plăcut sau de bine, pe unde am colindat. Loc de bună ziua-n lume, pe oriunde mi-am lăsat, mi-a plăcut sau de bine, pe unde am colindat. Am pres rostul vieții-n mână și drumul nu i-am mai dat. Banii cu greu se adună, am muncit și-am adunat. Am pres rostul vieții-n mână și drumul nu i-am mai dat. Banii cu greu se adună, am muncit și-am adunat. Și e o casă, pot să fiu cu lume
fericită sunt. Am ce lăsa la copii, să nu duc în viață rău. Ajutor eu le voi fi, destul m-am chinuit eu. Am ce lăsa la copii, să nu duc în viață rău. Ajutor eu le voi fi, destul m-am chinuit eu. Azi în sor băiatul și chem la mine tot satul și oricine ar vrea să mănânce și să bea. Lume tare-s mulțumit, băiatul e fericit să vadă tot satul că mi-n sor băiatul. Lume tare-s mulțumit, băiatul e fericit să vadă tot satul că mi-n sor băiatul. Să se bea pe rupte, scot butoaiele în curte, că sunt mândru tată, masa să fie bogată. Lume tare-s mulțumit, băiatul e fericit să vadă tot satul că mi-n sor băiatul. Lume tare-s mulțumit, băiatul e fericit să vadă tot satul că mi-n sor băiatul. Da, foarte frumos. Chiar stăteam cu domnul Gigi Roșoga pe Facebook, ne urmărește direct și îți transmite salutări. Și eu la fel. Domnul Roșoga. Domnul Roșoga, dar ce se întâmplă? Văd că nu vreți să mai veniți în Gorj. De ce? Să-mi dați răspuns pe... Știți, că acum ne-am modernizat și noi. Ce mai face doamna Ioana, sănătoasă, copiii? Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși pe toți, pentru că sunteți o familie extraordinară. Ați umplut sufletele de bucurie pe unde mergeți, în țara asta și probabil și în străinătate. Sunteți domnul Gheorghe Roșoga, nu? O voce minunată. Dumnealui merge foarte des la tăticul meu la țară acolo și susține spectacole în comuna Ostroveni. Când mai mergeți acolo, să mă luați și pe mine, domnul Roșoga. Că domn primar nu mă cunoaște. E, asta e bună. Nu mă cunoaște pentru că eu n-am copilărit acolo și tăticul cum spune, vezi că iar a fost Gheorghe Roșoga. Știu că îi plăcea mamei mele foarte mult. Gheorghe Roșoga, interpretul Gheorghe Roșoga, te face să treci de la o stare la alta, sincer. Știu. Deci a fost de foarte multe ori unde a cântat dânsul. Deci am văzut oameni plângând, am văzut oameni râzând, deci exact ca și Florin Piersic și Tudor Gheorghe. Da, deci, un artist mare care... Categoric.
Categoric. Categoric. Dumnezeu să-i țină sănătoși. Da. Și sănătate multă. Și putere. Să ne bucure și sufletele. Să mai scoateți doine așa frumoase. Da. Mai ales Gheorghe. Gheorghe, Gheorghe, pe care o găsi tu, da. Cred că sunt singurul. Eu și cu domnul Roșuca care cântăm cântecul ăsta și mulțumesc pe această cale pentru că mi-a dat voie să-l mai... Na, am mai trăit și eu de pe urma acestui cântec. Da, știu. Și îl cânt și bine. Da, e. Ba, cum ne pricepe și noi. E, nu ca maestru, dar cel puțin... Da. Sunt și eu pe acolo așa și mă bucur enorm. Cântecul ăsta, în momentul când îl interpretez, plâng, sincer. Pentru că mi-amintește de copilărie, de viața pe care am trăit-o eu de mic copil. Și mulțumesc domnului Gheorghe Roșoga. Deci, Cristina, tu acum ești profesor coordonator. Oh, mi-e rău. Mi-e rău. Sună telefonul. Doamne, tehnologia. Tehnologia. Iertați-mă, am uitat să iau mutul. Deci, tu ești profesor coordonator la Palatul Copiilor, da? Cercul de muzică populară, da. Câți profesori sunteți acolo? Păi eu sunt pe muzică populară. Așa sunt 23 de cercuri. Ok, și ai 15 elevi. Nu am 15 elevi, doamne. Nu. Ai 30. Nu, vreo 100 am, dar... 100? Ce? Da, da, da. Păi da. Și cum reușești să te ocupi de fiecare parte? Păi asta e problema. Nu, prima dată, fiind un învățământ de masă, creăm mai multe grupulețe. Știi? Și din fiecare grup se aleg anumiți interpreți. Lasă-mă, mai vin să te ajut și eu. Vorba era de 15 copii pe cei care îi scot în față la acest concurs. Restul înseamnă că nu se ridică totuși la acest nivel ca să participe la un concurs, da. Pentru că sunt copii începători. Zi tu, alo. Alo, alo. Bună seara. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara, domnul Belger. Bună seara, doamna Cristina. Bună seara, doamnă. Fetițele frumoase care le aveți în platou. Da. Și vă mulțumesc mult de tot pentru că faceți emisiuni frumoase și promovați tinerele talente. Vă mulțumesc, doamnă. Aveți emoții? Da. Considerați că vorbim doar noi doi. Nu ne aude nimeni. Da, așa este, domnul Belger. Nu ne aude nimeni. Vă rog. Sunt Dorina Pușe din Târgu Jiu. Da. Și aș vrea să fac și eu o dedicație pentru familia mea. Da. Pentru fiicele mele, Steliana Elena și Izabela Dorina. Da. Nepoțica mea, Sara Gabriela. Da. Mama mea, Reta Toporuște din Fărcășești, surorile mele și toți cei care mă cunosc și pentru dumneavoastră și invitații dumneavoastră și pentru băieții din regie și pentru toți telespectatorii. Deja vă mulțumesc, băieții din regie. Da, doamnă. Și vă doresc cât mai multe emisiuni așa frumoase. Să rămâne, mă bucur că vă plac emisiunile. Sunt educative, de altfel sunt cu invitați pe măsură, invitați care știu să își promoveze cântecele să ajungă la sufletul dumneavoastră. Da, așa este. Și la mulți ani invitatelor dumneavoastră. Lăsați că le pup eu din partea dumneavoastră. Pe mine m-au pupat. Când? Cristina, termină cu toate chestia. Toate cele bune. O bine. Seară minunată. Să rămâile, să rămâile. La revedere. Să revenim. Deci sunt aici 100 de copii, da? Da. Doamne Dumnezeule, pe cum reușești să te ocupi? Eu cred că nominal trebuie să te ocupi de fiecare. Nu putem foarte, foarte nominal, cum spui tu așa. Prima dată am spus că lucrăm... cel puțin cu 10, 12, 14, am și grupă de 20 de copii. Și dintre aceștia aleg cele mai bune voci, dar asta presupune în prealabil o testare și după câteva ore vedem fiecare copil ce talent are. Dacă rețin cântecele, dacă țin ritmul, dacă se duc pe tonalitate și dacă nu rămân în grupă acolo, dar totuși să știe ceva, pentru că dacă nu știe chiar nimic, nu deci ca și cum ar fi o
pleiadă de pui din aia, da, de puișori, și care crește mai mare, îl extrageți din grupul. Nu, deci mă simt câteodată ca un medic, mă crezi? Că vin părinții și zic la sfârșitul orei, al meu cum merge, al meu cum, da, cum merge, al meu cum merge, știi? Așa este, da. Și eu poate nici nu reușesc să-i ascult pe toți sau îi ascult câte o strofă. Sau, dar totuși îmi dau seama și unii sunt mai timizi și în grupul vocal ei se obișnuiesc cu ceilalți. Da. Aud în stânga, în dreapta. Am avut copii cu probleme de sănătate și totuși au reținut melodiile, chiar dacă nu vor ajunge niciodată să cânte, dar faptul că socializează acolo în grupul ăla și este o mică competiție între ei. Eu sper să ajungă să cânte. Avem un telefon? Alo? Alo? Da, vă rog. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Să trăiți dumneavoastră. Și dumneavoastră. Să fie iubite. Atât. Ce aș vrea de la dumneavoastră? Vă rog. Un om simpatic. Semănați cu tatăl meu. Așa și da. Sunt un pădurat de la Turburea. Da. Și eu sunt de la Turburea. Dacă s-ar putea o melodie cu pădurea, ceva, sau dacă vreți dumneavoastră pe la frat să ai dracu dușman, că și dumneavoastră aveți dușman și eu am dușman, frate. Este adevărat, dar ce să le lăsați să-i judece Dumnezeu, nu-i judecăm noi. Nu-i judecăm, dar ei ne judecă pe noi. Treaba lor, o să treaba plătească lor, când vor cobori la subsol. Dumneavoastră aveți o vorbă, pe cine nu lasă să trăiască, nu te lasă să... Pe cine nu lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Corect, corect, corect. Aveți dreptate, tată, deci... Bine. Mă uit la emisiunea dumneavoastră, deci... Am rămas de mic copil, fără mamă și asta și... Dar... E cuvânt. Exact ca un tată, deci... Ce spuneți e adevăr. Este adevărat, este adevărat. Mă sună un prieten bun de-al meu, o să-l sun după pauza de publicitate. Bine, cu cine am avut onoarea? Manescu de la Turburea. Domnul Manescu. Bine, domnul Manescu. O să... Salut și eu toți turburenii, pentru că și mama mea era de acolo și a rămas o casă părăsită acolo. Bine, și eu vă iubesc mult și asta și toată stima, toată stima și mândria să aveți. Bine, să aveți o seară minunată. Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră, tu la fel. Pandurii. Ce faceți, pandurii mei? Câte melodii avem în seara asta ca să le cuprindem pe toate? Haideți să mai ascultăm. Antonia. Hai, Antonia. Oh,
orice noi frumos, să trag cât mai mult folos. Să colim codrii versiți, să mirus pomii floriți, și poie cu floricele, să fac o lună din ele. Să colim codrii versiți, să mirus pomii floriți, și poie cu floricele, să fac o lună din ele. Bine, din suflet m-au ajutat să ajung unde am visat. Ce se mândresc cu mine, ui că mi-au făcut bine. Din suflet m-au ajutat să ajung unde am visat. După vorbă, după țoale, după joc la hor-n vale. După cântecele mele, că-am pus sufletul în ele, și le gând gorșenilor, așa cum le place lor. Of, copilării e dulce, n-ar fi de nu de dulce, copilă mereu să fiu. Foarte frumos, foarte frumos, o voce super adevărată. Felicitări! Vreau să spun că pe Antonia o să o vedem în emisiunile următoare și la show-ul România au talent. Nu se poate așa ceva. Am vrut să mă duc și eu, dar m-a oprit la poartă. M-a oprit la poartă pentru că și-au dat seama că îți de la țară. Că îi depășești. Da. Alo? Da. Bună seara, domnul! Da, băiat, îți eu. Bună seara, drăguțo! Dau și eu ocazie pentru părinte meu care m-a dus acasă, de la Bușești. Da. E multă etată din Patanaj și pentru soția lui și pentru bătrânia lui și pentru benchii lui. Da. Dau și eu ocazie pentru toată mea, bine, tată care tot de ea. Da. Și de copiii ea și pentru mama mea și pentru voția atâta de eu. Bine, drăguțo. Auzi? Da, drăguțo. Și vreau și eu, meu, de cu fata lui. Fata la fetica. Drăguță, dacă fetele au melodia asta, o să fie pentru tine, da? Și pentru cei nominalizați de tine. Ai spus o melodie cu o fată? O fată. Da. Nu, eu nu am. Fata lui tata sau... Eu nu am. Acum o să imprim o melodie. Iată o dedicație specială pentru un prieten de-al meu, Andrei, de la Stănești. Un copilaș atât de scump și frumos, foc. Și pentru familia Ștefoane, pentru familia Hortopan și familia Dabu. Multă sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Berger! Să rămână! Bună seara, stimatei doamne profesoare! Bună seara! Și bună seara invitatelor dumneavoastră. M-a mișcat această domnișoară și nu am putut să rezist. Și pentru că domnul Berger face o emisiune de suflet, chiar merită, ești un om deosebit. Îți mulțumesc în numele a tuturor românilor. Vă mulțumesc, care te ascultă și te stimează și te iubesc pentru emisiunea care o faci. Mă numesc Popescu Liliana, sunt de la Drăguțești. Da. Am două nepoțele, Patricia de 4 ani, da, Alexia de 6 ani. Să vă trăiască. Minunate.
care urmăresc această emisiune. Stimă pentru doamna profesoară, cred că Ionescu sau nu știu. Cum Olteanu. Doamna Olteanu. Doamna emoțiile, Olteanu, Cristina, emoțiile. Scuzați-mă. Emoțiile. Am și eu emoții ca și dumneavoastră. Sunt o mamă cu nepoțele. Să vă trăiască, doamnă. Este un cântec de suflet. Și acel suflet îl reprezinți dumneavoastră. Cu cele două domnișoare și o doamnă profesoară care își dă interesul. Mulțumim pentru efortul care l-a făcut cu aceste domnișoare minunate. Vă doresc succes și numai bine. Sărumele. Toată emisiunea să fie dedicată mie, nepoatelor mele și nașilor mei, familia Crăc, pe care îi respect. O seară bună, bună seara! Sărumâinile, doamnă, și vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Da, emoționant. Nu cred că v-am plătit. Pentru asta. Și când vor mai crește puțin nepoțelele, poate, da, poate le, vor poate cânta. Le așteptăm le aduc, la palat. Le aduc în emisiune, da. Da, ce se întâmplă? Sunt foarte, foarte mulți oameni care percep emisiunea, bineînțeles, invitații pe care îi aduc în fața adânșilor, ca o, cum să spun, ca o alinare sufletească. Sincer, pentru că e atâta răime, atâta răutate în lumea asta în care trăim, ce nu s-a pomenit. Alo? Alo? Da, vă rog. Alo? Alo, să trăiți, bună seara. Bună seara. Alo, să trăiți, bună seara. Aș vrea și o dedicație. Pentru cine vei? Special. Special. Pentru cine? Pentru fratele meu de la Lelești. Cum îl cheamă, vezi? Așa, cu... Poftim? Mm-hmm. Cum îl cheamă pe fratele de la Lelești? Balacu. Cum? Balacu. Baraca? Baracu? Balacu. Baracu, da. Baracu. Baracu, Malacu, Baracu, da. Nu vă supărați, nu mă luați la mișto, că vorbesc frumos. Dacă și eu la fel. Mișto... Și eu la fel, dar nu se aude pe fir. Și dacă mă supărați, chiar nu vă... Nu se aude. Chiar nu, stați așa un pic. Vă trimit mascații acasă. Nu, dar dacă nu se aude frumos, se aude urât, cum? N-am înțeles. Nu, se aude pe fir cu întrerupere, așa. Bruiat. Ei, s-ar putea, vă înțeleg. Mai aveți vreo dedicație? Poftim? Dumneavoastră, mai aveți vreo dedicație? Cu invitata dumneavoastră, după pauză, da? Un cântec cu invitata dumneavoastră. Bine, dragul meu, cu cine am avut onoarea? Mare drag. Vreau să vă cunoască toată țara asta. Ei, nu vreau să mă cunoască toată țara. Poliția, merge și arestați-l. Bine, o seară plăcută. Așa. Iată și domnul Relu Ștefănoiu de la Novaci se uită la frumoasa emisiune. Vă salutăm, sănătate multă. Îi place la nebunie. Nu l-am văzut de mult pe domnul Relu. Da, e ok, e bine, da? Trăiește bine. E ok. Dragii mei, o să luăm o mică pauză de publicitate, după care revenim. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită.
Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766 949 901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele îmbietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Iată că am revenit, dragii noștri, în forță. Am revenit în forță și vreau să fac o dedicație specială pentru o doamnă minunată, doamna Camelia Bilan,
care ne urmărește și apreciază această emisiune. Mulțumesc, doamnă. Cu plăcere, Belger. Deci, iată pentru familia Făsui de la Bălești. Un super meseriaș. Bravo, bravo. Mă mai ții mult. Și pentru John, prietenul meu John. John, vreau să-ți fac o urare, adică, dar nu eu. O să trimit prietenii mei de la ANAF să-ți fac o urare într-o zi pentru farsa pe care mi-ai făcut-o. Nu spun unde să te găsească, spun data viitoare. Și pentru vărzarul ăsta de la, pentru Dan Vărzaru de la Bălești, lasă-te de poantă. Lasă-te că te fac de pleci din comună, măi, dale. Treaba voastră. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Mirela de la Capul Dealului. De la Capul Statului? Capul Dealului. Capul Dealului. Da, Mirela. Aș dori și eu câteva dedicații. Pentru părinți, pentru bunici, pentru nașii fetei mele de la Trucinești, pentru moșii fetei mele din Capul Dealului. Cum îi cheamă, dragă? Pe nașii îi cheamă Mirela Petre Nusa Adrian. Da. Moșii îi cheamă Lelia Vasile Mioara Petrică. Da. Pentru invitatele dumneavoastră. Da. Pentru dumneavoastră. Da. Și pentru toți care mă cunosc. Păi, deja te cunosc acum vreo 5-6 aici care se uită la televizor. Aș dori un cântec cu doamna Cristina Olteanu, Am un pui de brad. Pentru toate femeile care au câte un băiat. De brad? Iartă-mă, am înțeles de drac. Ce scuze. Nu este melodia asta. În această seară n-am ales-o pentru că am tot cântat-o și am preferat să pun Azi în sor băiatul. Ia uzi. Este frumoasă și aceasta. Da. Vezi, drăguță. Vă mulțumesc frumos. O seară minunată. Deci, iată și pentru familia Țipluică și familia Barac, și le mulțumesc că au fost alături de mine în, pe data de 1 martie, aici în Părculeț, unde o să ne vedem și miercurea viitoare, de 1 martie. Alo? Da. Ce faceți, doamnă? Vreau să vezi cu domnul Belger. Numai puțin. Cu Belger vreți? Poftim? Cu Belger doriți? Da. Numai puțin să vă fac legătura, sunt secretarul. Da, da. Mă așteptați o clipă. Da. De unde sunteți, ca să-i spun omului? De la Bolboș suntem. Bolbo ce? Bolboș. Bolboș. Și cum vă numiți, doamnă? Da. Cum vă numiți? Lungu. Lungu? Da. Și pe mine scurtul. Vreau și o dedicație pentru nepoții mei. Da? Da. Pentru Cristi? Da. Beatrice, Elena? Stați puțin să vă fac legătura cu Belger. Stați o clipă. Stați în telefon. Cu cine faceți legătura? Stați în telefon. Vă fac legătura cu Belger, da? Da, da, da. Alo? Bună seara. Bună seara, doamnă. Cu cine avem onoarea? Cu doamna Lungu. Doamna Lungu, de la Bolboș, am înțeles. Da, de la Bolboș sunt, da. Da, doamnă. Vreau și eu să fac și o dedicație pentru nepoții mei. Vă rog frumos, doamnă. Pentru Cristi? Da. Pentru Beatrice, Elena? Da. Pentru Robert? Da. Pentru Carla Maria? Da. Pentru Cosmina? Da. Și Madalin? Da, doamnă. Și pentru domnul Belger, că face emisiune frumoasă. Da, doamnă, vă mulțumesc pentru aprecieri, doamnă. Da, și să faceți o melodie de aia cu dușmanii. E, data viitoare, doamnă scumpă. Păi de ce? Acum de ce? Păi, n-am formație, nu pot să cânt. Da, vă rog să puneți brânieță ca aia frumoasă, aia cu codițele mari. Ia, auzi. Da, cântă cel mai frumos. Da? Da. Bine, doamnă. O seară. O seară minunată să aveți. Ați votat, doamnă? Am putea să vă întreb. Iată.
Ia și telefonul ăsta și gata, hai să ne facem, mai ascultăm și noi câte o melodie, da? O clipă, să luăm și telefonul ăsta. Alo, să vorbesc singur puțin. Păi vorbește cu mine, dacă tot. Ce faci, Cristina? Alo? Uite, de-aia îmi place mie la tine aici, că ne și distrăm. Păi asta e niște... Da. Dacă mai râs, se scot afară din emisiune. Păi ce, am ajuns de râsul lumii? Asta e bună. Ia. Alo? Bună seara! Bună seara! Ce faceți, Zumberger? Aștept un mărțișor, doamnă. Aș vrea și o toată mapa muzicală pentru familia mea. Da? Pentru dumneavoastră și pentru cele trei fete din emisiune. Cu cine avem onoarea, doamnă? Nicoleta Basarabă de la Strâmbăjiu. Vă mulțumim frumos. Bine, doamnă Basarabă. Să vă dăm sănătate la toată familia. Și mă bucur că vă place. Și să țineți tot așa, că ce faceți, faceți bine. Așa o țin. Bine, doamnă scumpă. Bine, la revedere. Să rămâile. Iată și pentru doamna Valentina Drăguț. Multă sănătate, doamnă, și tot bine din lume. Așa. Iată pentru Trandafir, prietenul meu Trandafir, și pentru toată familia lui, multă sănătate. Doamna Trandafir? Trandafir de la... Nu. Alo? Alo? Da, vă rog. Să trăiți, domnul Berger. Și dumneavoastră. Mărim Povoa Drangel. Vorbiți puțin mai tare. Mărim Popa, pe dumneavoastră, domnule Berger. Mărim Popa? Să fiți binecuvântat. Da. Vă ascult, domnul Mărim Popa. Și dumneavoastră, domnule Berger Miștocaru. Doamne, dacă mai râd și eu și dacă mai zâmbesc și eu puțin, că și eu supărat ca orice om, sunt miștocar. Aș vrea să mă vedeți cu botoșei la soare. Păi dacă ai încălțămintea bună, da, că să-i iau. Dacă ai încălțămintea bună, da, că să-i iau. Yes. Dar dacă ai avea de ea de carton ca pentru morți, dă-i mai departe. Iartă-l, Doamne. Direct, cu ce vă ajutăm, domnul Popa? Vreau și eu niște dedicații, dacă se poate, pentru fetele mele, pentru soția mea, pentru prietenii mei de la Milva Mar. Da? Colegi. Și aș vrea și eu niște dedicații cu fetele astea frumoase, că am și eu tot două fete frumoase ca ale dumneavoastră din emisiune. Să vă trăiască. Urmează acum Mădălina. Și să aduceți în continuare numai fete frumoase, uite cum sunt ele așa tinere și frumoase. Să ne bucurăm și să ne apreciem tinerețea. Bravo! Felicitări pentru vorbele frumoase. Bine, dragul meu! O seară plăcută! Fratele Ilie, sunt domnul... Poate nu știe, sunt fratele Ilie. Cumnatul... Sunt cumnat cu Michele, cu Mihai, vecinul de la Pere... al lui Iordache. Mihai, vecinul de la Pere... al lui Iordache. Pe minerilor. Am reținut. Deci... Sau dacă vreți să știți mai bine, sunt prizămul ăsta de la Vâlcea, care am fost la Vâlcea. Da, da. Mărin, când aveai Mitsubishi-ul ăla, eram în tinerețe. Nu mai spune, lasă, gata. E de ajuns. Bagă-mi niște dedicații cu fetele frumoase, domnule. Gata. Pentru fetele mele, Ioana și Camelia și soția mea, Alina, care, la, care e schimbul 3, acum sunt singurele în pat. Eu sărăcuțul de el. Gata. Deci, acum urmează. Mădălina, te rog frumos. Joacă fete
fete și flăcoi, de răsunăm buni și voi, joc și eu cu necuța. De răsunăm poiana, o până două și alte trei, joacă sârba dacă vrei, o până două tot așa, sârba ca la tismana. O până două și alte trei, joacă sârba dacă vrei, o până două tot așa, sârba ca la tismana. Cântă lăutare, cântă, că toată lumea te ascultă. Joc și eu cu necuța, până când s-o însera, sârba noastră oltenească, cine o joacă să trăiască. Sârba noastră oltenească, cine o joacă să trăiască. O până două și alte trei, joacă sârba dacă vrei. O până două tot așa, sârba ca la tismana. O până două și alte trei, joacă sârba dacă vrei. O până două tot așa, sârba ca la tismana. Vin flăcăi din multe sate, joacă sârba pe săltate. Vine și mândruța mea, mă prind și eu lângă ea, să jucăm până-n sera cu toată lumea din sat. Sârbe mândre gojenești, cantizmana și lelești. O până două și alte trei, joacă sârba dacă vrei. O până două tot așa, sârba ca la tismana. O până două și alte trei, joacă sârba dacă vrei. O până două tot așa, sârba ca la tismana.
foarte frumos, puiule. Mă roagă cineva să fredoneze o melodie. Doamne, dar cum să... Așa, fără bani, fără cum așa. Deci, m-am învățat pe bani. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor, aș vrea. Acolo vreau eu să trăiesc. Alo. Încă nu a preluat legătura. Mai vorbim. Da, e, frumos, ai o voce frumoasă. E omul pe... Mulțumesc. Dăm un like. Dragii mei, această emisiune se vede live pe Facebook. Puteți da like-uri acolo. Da, da, da. Pentru aceste minunate fetițe, aceste artiste, împreună cu doamna profesoară și interpretă de muzică populară, Cristina Olteanu. Alo? Nu e. Nu e? Nu e? Vorbește cu invitata? Așa. Deci, voi aveți vreo dedicație de făcut? Să nu știți că ați venit în emisiune și nu m-a lăsat să faceți dedicații. Vă rog. Dele Cristina, vă ascult. Vreau să dedic și eu melodiile din această seară vecinilor mei și tuturor doamnelor și domnișoarelor și mămicilor chiar cu ocazia zilei pentru de 8 martie. Mămica ta e plecată în străinătate, da? Da, așa este. Și vreau și eu să dedic cântecele mele din această seară doamnei de logică, doamna profesoară, pentru că în fiecare săptămână când avem o oră de logică, mă întreabă dacă o să apar și eu la televizor cândva la să mă vadă. Ba, lasă-mă, cum să nu apar? Da, e entuziasmată să mă vadă și pe mine la televizor. Da? Da. Te ascult. În primul rând aș vrea să dedic aceste cântece prietenei dumneavoastră, doamna Vera, de la Pizza. Da! Da! Mătușii mele, unchiului meu, doamnei Rodica, tot de la Pizza, da. Colega păi lui Mătușa. Pizza. Da? Nu se știe niciodată. Unchiului meu, mătușii mele, părinților mei, domnului meu învățător, colegilor mei și bunicilor mei de la Stejari. Iubesc foarte mult. Ce frumos, ce frumos ai spus-o, ce frumos. Bravo, puiule. Mulțumesc. Cristina. Da. Stai să mai spun și eu ceva. Te rog frumos. Vreau să spun că... Am avut impresia că vrei să ridici acum, la mine, m-aș fi speriat. O să vin și eu după ceva timp în fața telespectatorilor și a publicului cu da. Piese noi, 10 piese pe care o să le imprim zilele acestea, da. Împreună cu Robi, cu fiul meu și sperăm să placă, eu știu, să vedem. Da, normal. Măcar să anunț că vor veni, că am tot spus vor veni, dar acum chiar vor da, veni. Sper să veniți odată, da. Sper. Iată și pentru prietenul meu Gicu Șerbescu de la Polata și pentru familia lui, are o fetiță minunată care nu se dezlipește din fața televizorului până nu se termină emisiunea. Te pupăm, draga mea! Așa. Pandurii mei, hai să mai cântăm ceva, a? Cred că voi cânta eu. Doamna Cristina, hai. Gata, să ascultăm pe doamna Cristina Olteanu. Frunzulițe că mărărul mai n-a
nașul la joc, mândru e nașul de fel, că joacă nașa cu el, mă. Hai noroc, 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 a ieșit nașul la joc, mândru e nașul de fel, că joacă nașa cu el, mă. Că joacă nașa cu el, mă. Hai noroc, 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 a ieșit nașul la joc, mândru e nașul de fel, că joacă nașa cu el, mă. Că joacă nașa cu el, mă. Hai noroc, 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 a ieșit nașul la joc, mândru e nașul de fel, că joacă nașa cu el, mă. Nașa-i tare frumoasă, măi nașule, mai știi a ce ține în casă. Hai noroc, 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 a ieșit nașul la joc, mândru e nașul de fel, că joacă nașa cu el, mă. Hai noroc, 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 a ieșit nașul la joc, mândru e nașul de fel, că joacă nașa cu el, mă. Ia subțire, subțire, că-i ca și tine, mă bagi în pământ cu zile. Lină frumoasă din fire, ce-ți făcut și ia subțire, subțire, că-i ca și tine, mă bagi în pământ cu zile. Că ți se văd sânișorii, pe mine mai au fiori. Un fior rece, peșele, că ochiul vede și cere. Vino să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura. Vino să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura, mă. Dar mai bine să te faci, să spui nu, nu, să nu taci. În obrazii miroșii poți mândruța fugi. Dar mai bine să te faci, să spui nu, nu, să nu taci. Fă mândruță dragostea, ca
așa e de când lumea, că și buma și cu tata ce-au făcut, de-au făcut spata. Dino, să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura. Dino, să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura. Ia puiul să mă bine, știu că îți e drag de mine, că sunt mândră și frumoasă, fata harnică în casă. Ia puiul să mă bine, știu că îți e drag de mine, că sunt mândră și frumoasă, fata harnică în casă. Singur în costile, dar nu știu dragostile, a iubi nu știu deloc, doar un picuț să mă joc. Vino să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura. Vino să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura, măi! Ia-ți! Sus! Mama, nu sta puiule degeaba, și văd să mă iubi, timpul nu-l mai rosi. Vino să mă cer la mama, nu sta puiule degeaba, și văd să mă iubi, timpul nu-l mai rosi. Că ea nu trebuie ruptă, numai un pic desfăcută, și lăsa-o la o parte să-nvăț dragostile toate. Vino să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura. Vino să te strâng în brață, să te sărut cu dulceață și să rupi eu cu mâna după aia ce-o vrea gura. Foarte frumos, foarte frumos. Iată din partea prietenului meu, Adi Mocioi, de la Bengeș, pentru fetița lui, care astăzi a împlinit o frumoasă vârstă, la mulți ani, drăguțo, Alexandra, și tot binele din lume, pentru Mugurel de la Polovraș și pentru familia lui și pentru toți prietenii lui, pentru familia Vineroiu, pentru Vasile Negoescu, care se uită acum și ne privește, pentru doamna Dumitra Cican, multă sănătate doamnă, pentru Mihaela Avram, care se uită din Italia, e ok, Mihaela, e foarte, foarte educativă emisiunea de altfel, pentru Roberta Gârbaci, pentru sfinția sa, părintele diaconul Florin, sărut mâna, părinte, sărut mânușițele. Și pentru familia Leampă, multă sănătate, neoțul la toată familia. Alo? Bună seara! Bună seara! Aș dori să fac niște dedicații, dacă se poate. Vă rog frumos, cine vă ține? Nu mă ține nimeni. Vă rog frumos! Aș dori pentru părinții mei. Da? Ion și Porumbița. Să nu vine Porumbița aia care am vrut eu să-i jumulesc penele. Eu nu știu. E una, o pasăre din asta mai sălbatică pe la Limpești, în partea aia, da. Vă rog. Nu știu, domne. pentru data de 9 martie. E ziua noastră. Pentru tata meu, că este ziua lui de naștere, mulți ani și sănătate. Este mult, ziua noastră a tuturor. E dreptul da, nostru. Este ziua noastră, da. E dreptul da, nostru, da. E dreptul nostru să ne cerem drepturile de la partea feminină. Da, da, da. Deci trebuie să primim și noi cadouri. Acel mărțișor, nu frumos? Că și noi am dat. Eu am dat bună ziua la toate. Da, vă cred. Vă rog. Și când era șofer, tot așa făceați, nu? Inginer pe dubă, vă rog frumos.
Și aș dori să, dacă nu vă supărați, povestiți dumneavoastră, că zic că spuneți o poveste frumoasă cu nunta aceea de la Baia de Fier, cu bateria de, cu acidul de la baterie. A, nu, mai vă rog, frumos, nu mai amintiți lucruri care nu vreau să le mai povestesc, deci... Nici nu decât foarte frumoase, sunt niște amintiri totuși. Bine, dacă mă rog... O rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate. Da. Aș vrea să vă întreb, cum pot să intru și eu în poziție unui album al dumneavoastră, acel cântec, picură apa în... În corlată. Da, corlată. O să... O să-l registrez eu pe... într-o zi când o să am o formație live în emisiune... Și o să-l distribui pe Facebook-ul meu și îl ascultați acolo. Bine, vă mulțumim, o seară bună. Sănătate. Și să povestesc, da, am cântat la Polovraj la o nuntă, de vreo 10 ani, cred. Și copilul primarului de la Polovraj, fostului primar, un șugubăz din ăsta, un șmecheraș, mi-a pus acid de baterie pe scaun. Eu cântam în timpul ăla și el mi-a pus acid de baterie. Și după aceea eu am stat pe scaun. Am stat pe scaun și, dragii mei, eu simțeam căldura așa, dar mi-a ars pantalonii, tot. Pe rotund, așa. Și mă pune dracu să intru în horă. Am intrat în horă și simțeam așa un vânt pe la spate, așa. Erau ușile deschise, ziceam, bă, că e curent de la uși. Deci toată lumea râdea și eu nu știam despre ce e vorba. Și bineînțeles că am jucat un tur așa de horă până am ajuns în fața formației. Și când m-au văzut ăștia, m-au tras imediat de horă. Nenorocitule, ce e, mă? Păi joci cu fundul gol, mă, ești nebună. Alo! Să sperie de mine când mă strâmbai. Da. Și după aceea nu s-a oprit aceea, au mers la dubă noaptea și mi-au luat volanul, mi-au furat volanul și mi-au băgat și un măgar în dubă. Deci vă jur, mi-au băgat măgarul în dubă și noaptea, dimineața, pe la 4, când să încărcăm scule, când am deschis dubă, au, dracu! Aia era să mor acolo, să mă ia zmurdul. Nemernici. Alo? Nu e? Face mișto? Da. Asta e. Deci, iată pentru prietenul meu Roșoiu, Titel, de la Racu Săracu, care trece prin o perioadă mai grea. Mamaia, mamica lui e puțin bolnăvioară, dar bunul Dumnezeu îi ajută și se va întoarce cu bine de la operație. Îi ajute bunul Dumnezeu să fie bine. Hop, și m-am un prieten săracu, cred că n-are 40 de ani, bunul Dumnezeu să-i ajute, mă rog, să-i ajute bunul Dumnezeu. Dragii mei, boala asta, cancerul, cred că o să facă foarte multe victime, din păcate. O să fie boala secolului, o să fie un crunt ce o să se întâmple în viitorul apropiat. Pentru că, credeți-mă ce vă spun, nu vreau să vă sperii. Dar la spital se înregistrează zilnic 16-17 cazuri, zilnic de cancer, zilnic, din cauza alimentelor pe care le consumăm, din cauza țigărilor, e dureros. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru povestirea dumneavoastră. Da? Și aș mai dori să fac și eu niște dedicații. Vă rog. Pentru doamna directoare de la liceul agricol. Da? La care am fost și eu cândva elev. Da. Să-i transmit un la mulți ani. Acolo mi-am dat eu cu sapa în picior. De matematică. Da. Lui doamna Cerbu, profesoara de chimie, și la toate doamnele profesoare care mi-au da. Fost profesoare. Și pentru familia Glăman Maria. Da. Cu un la mulți ani, sănătate. Bine, domnule dragă. Bună. Sănătate. Iată pentru, și pentru familia Strat. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, că asta e cea mai de preț. O familie minunată de la Bălănești.
Când mai avem din superba emisiune Pandurii Mei? Da? Deci, hai să mai ascult. Luați telefonul ăsta și gata, da? Bine. Alo? 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 Bună seara! Bună seara! Trăiesc domnul Belger! Și dumneavoastră! De la Târgu Jiu! Cu ce vă servim? Cu o melodie frumoasă! Extraordinar! Pentru cine anume, vă rog? Pentru o nepoțică, în data de 7, face 7 luni de zile. Da? Să vă trăiască! Și dumneavoastră să trăiți! Să fiți sănătoși! Să vă bucurați de ea! Și am vrea și noi o melodie frumoasă cu doamna de lângă dumneavoastră. Vai de mine! De ce ai stat lângă mine, dragă? Doamne! Da, cred că în încheiere o să mai cânt eu și vă dedic următoarele melodii. Da, orice melodie, că toate sunt frumoase ale dumneavoastră. Doamnă, da, dacă mulțumesc. Vă spune și numele, vă dau un premiu, doamnă. Ioana Maria. Și mai cum, doamnă? Neagoie. Adresa și numărul de telefon. Numărul nu vi-l pot da de telefon. Bine, a glumit ca să mai râdeți puțin, pentru că... Vă știu că vă cunosc. Păi bine, doamnă, zâmbetul ne vindecă de boli, mă credeți? Da, și normal. De stres. De boli și de supărări. Că mă de credeți altceva... că eu râd singur prin casă? Ei, mai râd și eu ce să fac. Da, mă gândi-l singur și râd. Asta e. Bine, doamnă scumpă. Bine. Să rămâi o noapte minunată să aveți. Antonia, hai să ascultăm două melodii. Voi, părinți, orice ar fi, rămâneți
treaba să fie bine, vreau pe mama lângă mine. Poate orice să-mi lipsească, nu dragostea părintească. Nu vreau bani să fie bine, vreau pe mama lângă mine. Poate orice să-mi lipsească, nu dragostea părintească. Voi părinți, orice ar fi, rămâneți lângă copii. Banii nu țin niciodată locul de mamă și tată. Voi părinți, orice ar fi, rămâneți lângă copii. Banii nu țin niciodată locul de mamă și tată. Zice lumea că-s prea mică, sar în horă fără frică și pun pasul binișor, pașii din picior. Când e horă sa la noi, nu dau deloc înapoi, se uită lumea la mine că știu hora bine. Hai la joc, lume, la joc, potrivește-o la mijloc, trage hora mai în drum, vin și eu acum. Mă cheamă mama să cos, eu arunc lucru pe jos, că la horă nu știu când îmi a mai venit rând. Potrivește-o la mijloc, trage hura mai în drum, vin și eu acum. Mă cheamă mama să cos, eu arunc lucru pe jos, că la hora nu știu când îmi-o mai veni rând. Potrivește-o la mijloc, trage hura mai în drum, vin și eu acum. Mă cheamă mama să cos, eu arunc lucru pe jos, că la hora nu știu când îmi-o mai veni rând. Da, nu se poate din păcate, da, nu se poate. Nu se poate din păcate. Ce să se poată? Foarte frumos. Cum? Ce să se poată? E puțin rece aici, e cam frig. E, frig. Eu deja am transpirat de emoții. De eu astea. Spun așa, înghețai de cald. Cristina, nu spune chestia asta pe post. Tu e deja roșie la față din cauza căldurii. Mm-hmm. Când mai avem pandurii mei? Da? Păi, hai să... Da? Da? Bravo, pandurii mei. Deci eu am niște copilași, știți, prin regie, care mă coordonează. Pentru că în stare, de unul singur nu sunt în stare, știți? Sunt manipulat. Stai că mai vreau eu să zic ceva. Ce anume? Vreau să urez tuturor copiilor și mai ales copiilor mei care participă mâine la Festivalul Filoftei la Cătușu, ce va avea loc la Vâlcea, unde o să fie și Mădălina prezentă. Și la alunul, nu? La alunul, așa. Și da. O să ia un premiu acolo, cred. Un festival organizat cu sprijinul domnului, de fapt, organizat Brozbă. De domnul Brozbă. Da, da. Da. Felicitări, domnul Brozbă, pentru că, uite, am ceva un copii om acolo să-ți bate să mențină tradiția. Să... Da, da. Sincer, e un lucru minunat ce face. Și face din pasiune, cred, acest așa și... Categoric, da. Benevol. Categoric, da. Fetelor, da. V-ați mai adus aminte, mai faceți o dedicație, să nu mă jurați după emisiune să...
mai faceți câte o dedicație? Mai aveți de făcut dedicații la cei dragi? Pentru, da? Da, da. Pentru verișorii mei de la Timișoara, care îi iubesc foarte mult. Vai de mine! Și care mi-a cumpărat cercei în formă de cheasol. Vai de mine! Ți-a cumpărat cercei? Da. Să-mi dai să-i pun la manet. Cât iau pe ei? Nu știu, că i-am primit cadou. Și sunt da, de... să vă faceți o gaură în ureche, că păi atunci... Păi da, cam înnebunit. Da. Nu ați înnebunit, nu vă jignesc. Dar lasă puiurile, cum? De la tine accept orice? Sunt de aur? Da. Vai de mine! Păi știi că n-ai voie să umbli cu ei? Se confiscă. La școală n-are domnul treabă cu ei, deci... Nu, nu, se confiscă seara asta. N-ai voie să pleci seara cu cercei de aur în ureche pe stradă. Păi și așa merg cu tati cu mașina, deci nu... Nu contează, până la mașină îi lași la mine. Nu. Te rog frumos. Nu, nu îi las, pentru că țin foarte mult la ei. Da, dar ți-i aduc eu mâine. Nu. Nu ai încredere? Nu prea. Poate îi vindeți și eu atunci o să mă supăr foarte rău pe tine noastră. Par un negustor așa de neserios? Nu. Nu, dar am încredere doar în urechile mele că-i poartă. Deci, nu, deci ai ajuns în ziua de azi să ai încredere doar în urechi. Da, pentru că ele îi poartă și au grijă de ei acolo. Da. Că îi țin strâși. Și cine le spală urechile? Eu. Păi vezi, în tine trebuie să ai încredere. Da? Da, o să am un mine. E atât de scumpă ce nu s-a pomenit, ce nu s-a pomenit. Antonia? Eu vreau să salut familia la care o să mă duc în mai. O să mă duc Nu, insista că nu merg, pentru că Formentera. Eu sunt ocupat. O să mă duc în Spania împreună cu bunica mea. În Spania? Mea. Da, în Formentera, în Ibița. Să mi-aduc și mie un bou de acolo. Da. Vreau și eu să salut unchiul și mătușa mea din Spania și verișorul meu drag. Toți care mă cunosc, familia mea, mamaia, vecinii, toată lumea. Toată lumea. Cristina? Eu mi-am făcut dedicațiile pentru toate doamnele și domnișoarele să fie toată emisiunea voastră și după aceea domnilor. Nu știu, și eu să aștept avem... pe 9 martie aștept un cadou de la voi. Așa. Să fie clar. După mucenici nu mai sunt încă femeile sărbătorite. Cum? După mucenici nu mai sunt și femeile sărbătorite, că aceasta este luna femeilor, deci... Ce vorbești? Păi cum ce vorbești? De une și până une? Întâi martie voi, 8 martie voi. Noi, ciuciu. Păi sunteți pe 9 martie și e cam atâta, că după tot femeile sunt. Da? Da. Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă viață și femeia tot ea... te umoară. Deci Mădălina le știe, da? Pandurii, ascultăm? Doamna Cristina, da? Haideți, pandurii! Floricea de garofiță, îmi plac ochii tăi, neicuță, inima îmi plânge zău, după tine, neical meu. Floricea de garofiță, îmi plac ochii tăi, neicuță, inima îmi plânge zău, după tine, neical meu. Așa îi spun inimii, nu-l pândi, nu-l mai iubi, dar cum naiba să trăiesc, că bine că mi-l iubesc. Așa îi spun inimii, nu-l pândi, nu-l mai iubi, dar cum naiba să trăiesc, că bine că mi-l iubesc. Sus picior, așa mă! Puișor cu oaic căprui, lasă cale dorul lui, te aștept seară nesfințit sub uduiu florit. Puișor cu oaic căprui, lasă cale dorul lui, te aștept seară nesfințit sub uduiu florit. Așa îi spun inimii, nu-l pândi, nu-l mai iubi, dar cum n-a
să trăiesc, că bine că mi-l iubesc. Așa îi spun inimii, nu-l mândi, nu-l mai iubi, dar cum naiba să trăiesc, că bine că mi-l iubesc. Neicăieri te-am sărutat și aflat întregul sat, babele din sățărele și-mi spun numai vorbe grele. Neicăieri te-am sărutat și aflat întregul sat, babele din sățărele și-mi spun numai vorbe grele. Așa îi spun inimii, nu-l pândi, nu-l mai iubi, dar cum naiba să trăiesc, că bine că mi-l iubesc. Așa îi spun inimii, nu-l pândi, nu-l mai iubi, dar cum naiba să trăiesc, că bine că mi-l iubesc. Dragii mei, emisiunea a luat sfârșit. Încă o dată urez tuturor domnișoarelor și doamnelor un la mulți ani din tot sufletul și miercuri seara ne întâlnim cu toți în Parcul Central la o distracție cu n-ați mai văzut. E loc pentru toată lumea, să nu vă îngrămădiți, pentru că e loc și chiar mai punem mese și afară dacă e multă lume. Ce să vă zic, bunul Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră, să vă țină sănătoși, că asta e cea mai de preț, sănătatea. Vă pup pe suflet, o seară minunată să aveți!